Timpul scurt pe care autoritățile l-au avut la dispoziție pentru organizarea referendumului privind suspendarea președintelui a dus la apariția mai multor probleme. Deși mai sunt doar 5 zile până la scrutin, nu toate secțiile de votare au președinți. Unii dintre ei s-au retras, iar alții nici măcar nu s-au prezentat să își ridice mandatele. În total au fost 10 cereri de renunțare depuse la biroul electoral județean și 6 persoane care nu s-au prezentat să-și ridice împuternicire. Deci, în total, un număr de 16 înlocuiri. Președinții de secții desemnați inițial și-au justificat retragerea fie pe caz de boală, fie invocând motive personale. Acum, renunțările au avut motive diverse, cel mai multe motive pur personale, dar au fost și situații în care s-au invocat motive medicale, care sunt în realitate motivele, nu le putem cunoaște. Noi doar luăm act și transmitem președintelui tribunalului să facă alte desemnări. Referendumul pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu va avea loc duminică 29 iulie. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 7 și 23. În Gorj au ajuns 335.980 buletine de vot care se află sub paza jandarmilor în clădirea prefecturii.